crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în această dimineață pe toate frecvențele Europa FM, dar și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Atât! Mihaela din Constanța e cu noi. Bună dimineața! Bună! Bună, bună dimineața! Bine v-am găsit! Bun. Ce faci, Mihaela? Cu colegii. Asta, bun! Bravo! De când așteptam un colectiv? Da. Că în ultima vreme am tot avut participanți solitari din vari motive, fie că erau pe drum, fie acasă, la birou, singuri, am avut... Cum? Am auzit, v-am ascultat și am văzut că erau singuri și mi-era milă de ei. Ai văzut? Eu am susținători. Câți ai? 2, 4, 5. 5 și cu mine 6. Ce, și cu tine 6? Ești pe speaker? Da, nu v-au foarte bine. Da, dar ei ne aud pe noi, adică noi îi auzim pe ei dacă ei ne salută? Auzim, da. Da. Bună dimineața, atenți, colegi! Noi spunem bună dimineața și voi ne salutați. Bună dimineața! Bună dimineața! Oh, așa! Asta colectiv. Bravo! O echipă ca lume. Deci astăzi se dau 800 de euro la Constanța. Da. E o profeție. Dar cu 6 colegi e greu să nu se întâmple asta. Așa zici? Asta e, da. Bine. Cei mai periculoși și concurenți sunt ăștia cu colegi. Din punctul de vedere al contabilității. Da. Al banilor, da. Bine, Mihaela. Văd că sunteți pregătiți. V-ați organizat frumos cât să ne luați banii. Ne-am organizat și noi cu 4 întrebări. Vă oferim 6 secunde pentru un răspuns corect de fiecare dată și vedem pe parcurs dacă dublați sau vă opriți undeva. Și să nu uiți, Mihaela, tu ne auzi? Da, da. Așa, să nu uiți regula de căpătâi și dacă te ajută colegii, răspunsul trebuie să fie rostit de către tine. Da, în 6 secunde. Da. Nu dormiți pe voi. Înciulesc urechile, da. Așa. Vezi că e și pe speaker, sunt și mulți acolo. Ce-ai zis? Tai, hau, bau. Au trecut 6 secunde, s-a terminat timpul. Pa, pa. Bine, hai să începem. Mihaela, mult succes. Mulțumesc. 100 de euro. Pentru 100 de euro, Mihaela, să ne spui, e simplu, e intuitiv oarecum, care este cel mai mare ocean de pe planetă? Indian? Pacific. Cine a zis indian să iasă afară? Din echipă. Sunteți prea crispați acolo. Da, asta e o întrebare simplă, intuitiv, vorba lui Luca, îți vine automat Pacific, pește mic. În Oceanul Pacific, aici un pește mic. Da, deci v-ați apucat să căutați pe Google, pierdeți timp pentru întrebări simple. Asta este, vă cert, dar ca să vă concentrați mai bine, să marcați mai repede. Nu, și încă o dată, cu tot dragul, cine a zis indian. E veriga slabă. Dacă nu iese, cel puțin data viitoare va fi scos la tablă. Mă gândesc. Da. Deci... Bine. Ați recuperat repede. Da. Felicitări, 100 de euro sunt ai voștri. Da, deci mai fluid, mai fiți răspunsurile, fiți concursul, fiți, înțelegi? Trebuie să simți întrebarea, să pac, să vină din tine, așa, zanga, intuitiv, imediat. Și dacă știi răspunsul, nu ezita, nu aștepta neapărat confirmarea colegilor, că uite, mai dai de colegi de ăștia cu Oceanul Indian și nu e... Lasă-mă omul în pace, sărat. Da, ce unic, am auzit, mi s-a făcut pirea de găină, că a zis că o să spune indian, că s-a auzit tare. Colegul roșu la față, stă în colț, transpirat, zice nimic. Are broboane de sudoare, aoleu. Bine, ce facem, Mihaela? Ai 100 de euro, e câștigat, dublezi suma? Da, merge, merge, mai încercăm una. Hai să mai încercăm. Una? Mergem mai departe. Reușim, reușim. Auzi, asta e puțin, moment, maestre. Reușim. O secundă. Mihaela, ați auzit vreunul din voi că am vorbit de un indiciu mai devreme? Nu. Păi vedeți? Lucram. Bine. Lucram. Păi și dacă lucrăm, ce? Lucrăm și câștigăm. Și ascultăm, adică. Bine. Hai să mergem mai departe. 200 de euro. Asta e o întrebare, zic eu, la îndemână. E din genul ghiși și percăcei. Da. Mihaela și colegii. Da. Ce naționalitate are inventatorul cubului Rubik, care de altfel îi poartă și numele? Ce nație e Rubik ăsta?
Maghiar. Mhm. Colega care a tastat afară. A tastează încet. A tastat direct în ungurește. Mai complicat. Hai mă, Mihaela, mă, dă-o încolo de treabă. Rubik. Rubik. Cu maghiar, cubul ăla, știe toată lumea. E pe la concursuri de televiziune. Știi ce zic? Auzi, Mihaela? Stai că acum am ajuns la germană. Nu, e maghiar. Nu maghiar, opriți-vă la maghiar. A venit foarte târziu răspunsul, din păcate, Mihaela. Mihaela? Mai ești da, cu noi? Auzi, am Mihaela, gândit. Ia telefonul, dă-l de pe speaker, că oricum n-ai făcut treabă cu colegii. Asta e, schimbă serviciul. Ce lucrați voi acolo, de da. Nu puteți să ascultați radio în timp ce lucrați? Că ai zis că n-ați ascultat că lucrați. Proiectare. Păi și ascultați, e treabă serioasă, mă. Că îți vine inspirația n-ai dacă asculți deșteptarea, altfel proiectezi. Mă rog, îți mai tremură mâna când râzi, dar crezi că oamenii fac proiecte în glumă acolo, cum facem? Mai bine mă opream, da. Nu trebuia să te opriți. Trebuia... Nu, cred că da, dacă erai singură te descurcai mai bine, că și dacă ești la nimereală... Lasă colegii în pace. Au și ei emoții, nu de acum pe bune, ai ceva cu colegii? Luca e foarte agitat. O stilizez pe Mihaela în birou. Închide cu noi. Cred că momentul dulce de mai devreme l-a agitat da, un pic. Este exact. Deci chiar am crezut că astăzi mergem până la capăt. Cum sunt copiii care mănâncă zahăr exact. Și după aia alergă în cerul prin cameră, deci, așa e și Luca. E din nou oprit, uite-te la el. Iha! Ui! Ia să nu mai mănânci ciocolată. Ce mai faci? La ora asta. Păi nu ce mai facem noi acum? Mihaela, îți mulțumim tare mult. Mulțumesc și eu. Nu nimic, data viitoare. Pare rău că te-am încurcat cu întrebarea. Da. Da. Mulțumim. E de la un ascultător, să știi. Mulțumim, Luca. Da. Mulțumim. Și acum ce mai facem? Știi, ne întreabă Luca. Da. Iar noi încercăm să răspundem. Practic, și el intră peste noi. Ne uităm pe desfășurător. Da. Așa. Mai dăm o piesă, două și nu. Revenim. Îl așteptăm pe Sorin. Vine Sorin. Vine Sorin Niculescu, are emisiune după 10. Ce zici de asta, Luca? Da. Bine, tată. Auzi, poți să rămâi și cu el. Dacă... Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine. Deșteptarea la Europa FM.